Respiră prin cântec și pentru cântec. Valentin Golovatiu cântă de mai mulți ani la fluier și este membru al ansamblului Plăieșii. Acum, mai bine de 3 ani, conduce ansamblul etnofolcloric Mugurașii, care a devenit în timp o mândrie a școlii. Valentin Golovatiuc educă zeci de elevi de diferită vârstă cărora le inspiră dragostea pentru artă, iar ei, la rândul lor, îl răsplătesc cu dorința de a cunoaște totul despre ea. Este o muncă titanică. Este foarte complicată, dar atunci când aduci rezultate, ești foarte mulțumit și atunci ai o satisfacție nemaipomenită, pentru că acești copii sunt într-adevăr foarte talentați, ei muncesc sârguincios, practic zi de zi vin la repetiții și atunci când apare rezultatul și vezi lucrurile frumoase, neapărat rămâi cu o satisfacție nemaipomenită. Îmbine frumos utilul cu plăcutul, mai ales că face parte din unul dintre cele mai recunoscibile ansambluri de muzică folclorică din țară, care promovează muzica populară în rândurile generației Z. Chiar dacă suntem un ansamblu tânăr, am spus că avem doar 3 ani de activitate, acești copii mereu unde au participat la festivaluri și la concursuri naționale și internaționale, au venit mereu cu locuri de frunte, avem premii mari, avem locul 1, locul 2, locul 3. Copiii spun că se înțeleg bine cu profesorul lor și că datorită acestuia scena le-a devenit o a doua casă. Este interesant și domn Valentin facem lecțiile de canto într-un mod foarte interesant. Nu este complicat deloc, doar că trebuie să depui foarte multă străduință. Mie îmi place foarte mult, fiindcă eu m-am născut să cânt muzică și ador, mai ales folcloric. Emoțiile, de fapt, pentru mine sunt o chestie care trebuie să nu ne atrage atenție din cauza că se strică trocul și apoi nu mai este nimic bun. Acum, micii artiști urmează să lanseze propriul album muzical, iar noi ardem de nerăbdare să vedem ce melodii se vor regăsi în el.